Tot mai mulți informaticieni părăsesc complexul energetic Oltenia. Salariații pleacă în alte orașe pentru că au oferte de muncă mai bine plătite. E o situație la un birou IT pentru că au deja oferte foarte generoase. Din străinătate? Nu, de la firme din București, de la Banca Națională, Banca Română de Dezvoltare, Raiffeisen, au avut... Stați un pic, cât câștigă un IT-ist la CEO? Păi, vă dau un exemplu. În medie, așa, și cât câștigă 3000, dacă se duce la o bancă sau la o companie? Câștigă 3700 un IT-ist de nivel 1. De lei? Și, da. Și vreau să vă spun că... Se duce la o firmă privată și câștigă 3700 de euro, nu? Vreau să vă spun că săptămâna trecută un tânăr pe care l-am promovat în urmă cu câteva luni la nivelul 1, foarte emoționat, ne-a spus că are o ofertă de 1000 de lei salariu net și mașină și telefon și toate facilitățile pe care le acordă multinaționalele. De asemenea, șefii din cadrul companiei se plâng și de faptul că din ce în ce mai puțini oameni sunt interesați de posturile din incinta entității. Pentru cele 136 de posturi de șef de birou, șef de servicii, șef de secție sau șef de atelier scoase la concurs, s-au înscris doar 150 de candidați. Sunt 150 de posturi, 136 de posturi scoase la concurs și 151 de candidați. Adică, vedeți, și pe asta ne plângem că... Eu vreau să fie și de pe mine, de ce nu mă pune? Să vină la concurs toată lumea. Mă așteptam să fie 3-400. Avem câteva posturi pe care nu s-au înscris nici măcar titularii. Nici măcar titularii actuali. Până în prezent, 6 persoane din domeniul IT au plecat de la CEO și termocentrala Rovinare a rămas fără oameni. Specialiștii în mentenanță productivă au părăsit unitatea.